puteți, ca numele organizației județene Brașov, APSD, să vă doresc un an mult mai bun decât toți cei care au fost până acum în activitatea dumneavoastră, în familie, dumneavoastră să aveți niște pace sufletească, mulțumiri și, de ce nu, și o relaționare mai bună cu factorul politic pus la lucru din primele zile anului, pentru a desăvârși ceea ce ne-am propus, pentru că sunt lucruri care ne privesc pe toți. Și atunci, cred că e bine să ne dorim cu toții ca la început de an să fie mai bine pentru toată lumea, indiferent cu ce ne ocupăm. În al doilea rând, am să vă spun un lucru de natură organizatorică. Vom continua conferințele noastre de presă pe ceea ce înseamnă probleme administrative în ziua de marți a fiecărei săptămâni, urmând ca în ziua de vineri, cu riscul ca uneori unii dintre noi să nu ajungă la acest program pentru că s-a schimbat totalmente programul Parlament, să avem o discuție politice și, sigur, legate de programul de guvernare, care este unul foarte, foarte amplu. Și în fiecare săptămână sunt convins că vom avea lucruri noi pe care vi le putem spune, raportate fiind toate cele pe care vi le vom comunica la ceea ce ne-am angajat în acest program de guvernare, care cuprinde foarte, foarte multe lucruri noi și bune pentru români. Acest lucru fiind valabil pentru cel puțin până la prima parte a acestui an, până în iunie, iulie, când vom avea vacanță. Și sigur trecem la comunicarea de astăzi. Doamna deputat, mă rog să-l anunțați, vă va spune câteva lucruri. În final, sigur, și eu. Și ca de obicei, la final, întrebările dumneavoastră și programul nostru al organizației județene pe viitor. Roxana. Mulțumesc și din partea mea la mulți ani, un an bun. Am vrut să punctez un pic din activitatea mea ca deputat și a noastră ca deputați, ca senatori în primele săptămâni după validare. Eu mi-am încheiat și activitatea la Consiliul Județean. În data de 27 decembrie mi-am înregistrat demisia acolo. Și am început în forță la Parlament. Prima activitate a fost aceea de stabilirea componenței comisiilor permanente. Eu fac parte din Comisia de Industrie și Servicii. O comisie foarte importantă, foarte complexă, cu domenii de activitate reglementate de la IMM, turism, până la energie și protecția consumatorului. În această comisie, de altfel, colegii mei sunt și azi deputați de Brașov, este și domnul Chiriac, este și domnul Mihai Mohaci, este și domnul Borza de la ALDE. Și că Brașov e bine reprezentat în această comisie. Am început activitatea chiar în forță, avem cam 85 de proiecte de lege deja din mandatele trecute care sunt pe masa de lucru a comisiei. Și cu siguranță că vom lucra pe priorități care să fie și corelate cu programul de guvernare și am discutat și de legea de reorganizare a industriei de apărare și de legea turismului. Sunt subiecte pe care vom comunica. Eu îmi doresc foarte tare ca pe proiectele de lege pe care vom lucra să avem și feedback din societatea civilă, de la partenerii sociali, din economii, din mediul de afaceri și eu o să informez permanent despre legislația pe care lucrăm în comisii, pentru că se pot face amendamente și pentru că așa am și stabilit acolo, ca să avem o transparență pe modul în care lucrăm. Eu îmi doresc și cred că pasul acesta va fi făcut cât de curând și să activez în Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaților și probabil că până la începutul sesiunii ordinare, până în luna februarie, voi începe activitatea și acolo. Ca și activitate... Vă doriți sau veți face parte din această comisie? Păi am făcut demersuri. Scuze-mă, Roxana, am să intervin aici. Da. Este o chestiune care ne aparține amândurora. Eu, nu știu așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, unde e vorba de lucru, 8 și eu sunt membru a 3 comisii permanente.
Sunt singurul parlamentar de altfel care sunt 3 plus 1 de altfel și comisia de validare care vă spuneam. Comisia de validare nu prea are de lucru pe timpul mandatului, însă oficial fac parte din această comisie. Deci la mine, o să vă spun la rândul, una dintre comisii fiind aceasta de afaceri europene și aici o să facem probabil înțelegerea viabilă între noi. Demersuri ca să schimbăm locul, dar și să-l înlocuiesc pe domnul Chiriac în Comisia de Afaceri Europene. Și să și ce nu v-a spus, scuze, da. Roxana este chiar secretară al Comisiei de Industrie. Adică, sunt secretar al Comisiei de Industrie, da, da, un rol important, acolo stabilim ordinea de zi și prioritățile pe care lucrăm și e o comisie importantă, domnul președinte, domnul Iulian Iancu, cu care am colaborat, de altfel așa am și ajuns în comisia aceasta, eu am colaborat cu dânsii ca președintele Agenției Naționale de Achiziții Publice, proiectele legilor achizițiilor publice au fost în dezbatere de raport la această comisie, dânsul mă știa și uite așa. Dar o să ajung și la afaceri europene și o să am această activitate. Și colegii noștri, Mihai Popa, deputat, este la Comisia Juridică, activează acolo pe domeniul lui. La Senat, Marius Dunca, știți, Comisia de Industrie și Servicii, vicepreședinte. Și, mă rog, acum are și un alt nou rol pe care să-l deplinească. Și domnul senator Orțan este la Comisia de Sănătate și cred că are și dânsul a doua comisie, dacă ceva pe drepturile omului. Deci cam așa ne-am așezat noi în activitatea de specialitate. Primele două săptămâni de activitate în plen înseamnă două proiecte importante pe care am dat vot final. În primul rând, săptămâna trecută am votat din nou în acest mandat, prima dată, dar la a doua oară, practic, legea pentru eliminarea celor 102 de taxe și impozite care fusese retrimise de președinte către Parlament. S-a votat din nou adoptarea acestei legi. Așteptăm promulgarea ei și publicarea în Monitorul Oficial. Se pare că astăzi va fi... Iar ieri am votat o lege de modificare a codului fiscal care consfințește implementarea a două măsuri pe care le-am prezentat în campanie electorală, respectiv eliminarea impozitului pentru pensiile sub 2000 de lei și eliminarea cu totul a contribuției de asigurări de sănătate pentru toate pensiile. Această lege a fost votată ieri. Deci va urma și ea cursul spre președinție pentru promulgare și... Intervin din nou și cu scuzele de rigoare. Este legea de care vă vorbeam în urmă cu 2 luni și jumătate, când începusem sesiunea în septembrie, dacă vă aduceți aminte. Proiectul acesta a fost în Senat și la vremea respectivă era vorba despre bariera de 4.000 de lei, dacă vă aduceți aminte. Sigur, este acel proiect de lege, a avut finalitate, așa cum spunea Roxana ieri, cu alte cuvinte, punct ochit, punct lovit. Da. Da. Cam așa, am punctat un pic activitatea din primele săptămâni. Dacă aveți întrebări.